Case frumoase cum nu se mai construiesc în vremurile noastre, diferite clădiri care adăpost sediile unor instituții municipale sau județene, sau pur și simplu locuințe ale unor importante personalități din vechiul mediu de afaceri giurgiuvean, oricare au aparținut oamenilor din lumea culturii, toate cu vechimi de peste un secol mai există încă în Giurgiu. Numărul lor a fost însă considerabil micșorat din cauza celor două conflagrații mondiale, dar și ca urmare a nepăsării oficialităților pe parcursul unor regimuri politice. Clădirile vechi din Giurgiu care au scăpat distrugerilor, fie ele din războaie, fie din schimbările de regimuri politice, sunt puține. De aceea, în lista monumentelor istorice, au fost introduse o serie de instituții și o serie de case particulare, de locuințe, care au scăpat vitregiei vremurilor, păstrându-și nealterate valorile arhitecturale, istorice și memoriale. Giurgiuvenii se pot mândri cu faptul că în urbea lor s-au născut, au trăit, au muncit și au murit oameni care au reprezentat cu cinste la nivel zonal sau național știința și cultura românească. Aceștia nu numai există printre noi, însă casele lor sau cele în care s-au născut există. Așa cum, de exemplu, fostul gimnaziu comunal, actualul centru cultural Ion Vinea există, iar specialiștii giurgiuveni spun că într-o locuință de serviciu din incinta acestuia ar fi văzut lumina zilei academicianul Miron Nicolescu, fost președinte al Academiei Române. Tot în Giurgiu se mai găsesc case care au aparținut apreciatului medic Filip Păunescu, al lui Nicolae Cartojan și a multor personalități de renume. Nemulțumirea specialiștilor față de faptul că asemenea clădiri nu poartă însemnul recunoașterii noastre pare întemeiată. Este o rușine că pe multe din clădirile unde legea cere să se pună insemnul de monument istoric, de mai bine de un deceniu, nu s-a reușit de către autoritățile care au această obligație să realizeze câteva plăcuțe și câteva texte care să lămurească pe trecător de valoarea istorică a celor clădiri. Din păcate, prea puține clădiri sunt corect inscripționate, cum spre exemplu este cazul casei Victor Carpis sau Tudor Vian. Multe sunt, tot din păcate, supuse unui proces de degradare iminent, iar autoritățile par neajutorate sau nepăsătoare.